Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și vom vorbi astăzi despre energie mecanică, de data aceasta despre energia potențială. Energia este o mărime fizică scalară ce caracterizează proprietatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic. Energia mecanică se împarte în energie cinetică și energie potențială, care la rândul ei se împarte în energie potențială elastică și energie potențială gravitațională. Energia mecanică pe care o are un sistem fizic, ale cărui părți componente interacționează, se numește energie potențială și aceasta poate fi gravitațională, respectiv energie potențială elastică. Termenul de energie potențială vine de la cuvântul potentialis, care în latină înseamnă a fi capabil. Deci energia potențială gravitațională este energia pe care o au corpurile care se găsesc la o anumită distanță față de Pământ. Ea caracterizează capacitatea unui corp de a efectua un lucru mecanic sub acțiunea greutății sale. Să luăm ca exemplu pendulul gravitațional. Acesta este un corp suspendat de un fir, lungimea pendulului este L, poziția de echilibru este aceasta B. Numim această poziție nivel de referință în care energia potențială gravitațională este zero. La înălțimea H, corpul de masă M are energia potențială egală cu M înmulțit cu G înmulțit cu H, unde M este masa corpului, G este constanta gravitațională și H este înălțimea la care se găsește corpul. Așadar, energia potențială gravitațională se calculează cu această formulă, M ori G ori H. Vom vorbi acum despre energia potențială elastică. Orice corp de format elastic are energie potențială elastică. Uitați-vă, trambulina are energie pe care o transferă copilului care sare pe ea. Un arc întins are energie. El trimite săgeata la o distanță foarte mare. De asemenea, avem aici un arc întins. Avem o praștie și spunem despre toate aceste corpuri că au energie potențială elastică. Energia pe care o au corpurile deformate elastic se numește energie potențială elastică. Aceasta se calculează cu relația. Energia potențială elastică este egală cu constanta elastică înmulțită cu deformarea la pătrat, totul supra 2, unde K este constanta elastică, delta L este deformarea sau alungirea, respectiv comprimarea corpului deformat. Vă dau acum un exemplu. Un copil într-un parc de distracții. Vedem aici în exemplul acesta că nu avem forță de frecare, așadar înălțimea de la care a coborât copilul va fi aceeași cu înălțimea la care va urca acest copil. Energia potențială gravitațională pe care o avea copilul în momentul în care se afla în vârful trambulinei va fi egală cu energia potențială în partea cealaltă a trambulinei. Și toată energia potențială se va transforma în energie cinetică, astfel încât viteza la baza trambulinei va fi foarte mare. Așadar, în vârful trambulinei, când viteza este zero, copilul are energie potențială elastică. La baza trambulinei, copilul are energie potențială cinetică. În acest caz, nu avem forță de frecare, așadar înălțimea la care va urca
copilul în partea cealaltă este aceeași. Dacă avem forțe de frecare, copilul coboară de la o înălțime H, dar va urca în partea cealaltă la o înălțime mai mică. Din ce motiv? Pentru că există forță de frecare și toată această energie pe care a avut-o inițial nu va mai fi egală cu energia finală. O parte din energie se transformă în energie termică, după cum observați, datorită forței de frecare. Dar toate aceste lucruri le vom discuta la legea conservării energiei în cele două situații, când avem forțe de frecare și când nu avem forțe de frecare. Și acum o scurtă recapitulare. Energia potențială este egală cu energie potențială gravitațională plus energie potențială elastică. Și energia mecanică este formată din energie potențială plus energie cinetică. Vă mulțumesc și vă asigur că fizica este frumoasă.